Pentru că nu e așa de aglomerat, apropiați-vă mai în față ca să nu trebuiască să zbierăm tare, să vorbim tare. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În textul Evangheliei de astăzi, cei care au fost atenți la Sfânta Liturghie s-au pronunțat două expresii. Cine va schimba o iotă sau o cirtă din lege, deci nu este vrednic de împărăția lui Dumnezeu. Iar al doilea mesaj al Mântuitorului în pericopa evanghelică a fost acesta. Cel ce învață și face, mare se va chema. Deci cei care ascultă sunt mici, cei care vorbesc sunt și mai mici. Cei mai mari sunt cei ce fac. Și Mântuitorul a consemnat acest lucru în Evanghelia către Maica Domnului când a spus: ferice de pântecele care te-a purtat și sânii la care ai subt. Și atunci Mântuitorul spune: dar mai fericiți sunt cei ce aud cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc pe el. Sărbătoarea sau întreita sărbătoare de astăzi a celor trei mari erari, Vasile, Grigore și Ioan, nu este o sărbătoare în care vom discuta elemente sau probleme de text spiritual menționând din vețile Sfinților. V-am spus, la toate economiile și greutățile pe care le trăim, singurul lucru care trebuie să și-l permită sufletul creștinesc, pe lângă un televizor care l-are toată lumea, sau o haină bună, sau o mobilă, sau o, ceva scump în casă, să existe în fiecare lună cumpărată o carte de Vețile Sfinților, să poți să ai Vețile Sfinților ca pe o lectură în fiecare zi, să vezi ce rol are acel calendar din casa ta, unde este pusă o paranteză, o cruce albă, o cruce neagră, o cruce roșie, două paranteze, sărbătorile mari, mici, cum se spune, praznicele mari și mijlocii. Și de ce vă spun lucrul acesta? Noi obișnuim să spunem sfinți mari sau sfinți mici, sfinți importanți sau neimportanți. Înaintea lui Dumnezeu nu există așa ceva. Înaintea lui Dumnezeu, sfinții sunt Apostolul Pavel, cetățenii ai Raiului și oameni de casă a lui Dumnezeu. Deci iată cine sunt sfinții. Iar acum, la rândul lor, sfinții au o definiție. Ce sunt sfinții, dacă stăm să-i analizăm ca o formulă? Sunt oameni plini de Duhul Sfânt, în care harismele Duhului Sfânt și-au găsit locaș. Și cum știm lucrul ăsta? Când vine Duhul Sfânt peste Maica Domnului și se varsă de plin, auzim expresia: bucură-te, cea plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Sau o altă expresie duhovnicească în care se spune: bucură-te, cea plină de daruri, Marie, Domnul este cu tine. Darurile sunt daruri, iar harul este har. Și acum să le luăm, să le transportăm de la Hristos, la Maica Domnului, care e biserica cea cuvântătoare, spre ce? Spre lume. Și cum se împart? Primii care au primit harul sunt apostolii, cei 12 și cei 70. Deci iată prima măsură a sfințeniei. Sfinții și întru tot lăudați apostoli, cu tare și cu tare. După sfinții apostoli, ce au făcut ei, dacă ne uităm în epistolele pauline? Au hirotonit preoți și episcopi în biserica lui Hristos, în Asia, în cutare loc, în toate călătoriile mesianice. Pavel a făcut vreo trei. În momentul în care harul s-a transmis mai departe, a trecut către aceștia, dar la rândul lor, și ei s-au împărțit în mai multe categorii, ca într-o pădure. Un puiet să usucă, un copac să rupe, unul să putrezește, unul să scorburește. O parte de pădure rămâne întreagă. Și atunci ce au apărut? Lichelele în biserică și oamenii serioși. Pentru cei răi, Hristos a spus: nu vă cunosc pe voi, mergeți în focul veșnic, gătiți satanii și slujilor lui. O să auziți în ultima duminică a izgonirii lui Adam din rai. Pentru cei buni a spus așa: veniți binecuvântații Tatălui meu și eu vă voi la împărăția cea gătită vouă și eu vă voi odihni pe voi.
în categoria aceasta, veniți la mine cei osteniți și împovărați, veniți la mine cei blânzi, cei curați cu inima, cei ce plâng, cei săraci cu Duhul. Aici lucrurile au început să se împartă pe harisme. Și harismele s-au dat pe măsura lucrării. Care au fost cele din tâi harisme? Harisma facerii de minuni. Ăsta este semnul concludent că un sfânt este ales de Biserica Ortodoxă să fie sfânt. Noi nu facem sfinți după sprânceană, că vrem noi. Hai să-l mai trecem în calendar și pe cutare. Nu! Părintele Achint al Bâhnei avea o vorbă, era un proverb al lui popular, care îl folosea tot timpul. Vorba sună, fapta tună. Ei, aceștia au fost sfinții. Fiii tunetului, adică fiii cerului. Și s-au împărțit în ierarhi, care sunt ceata cea mai mare, și dacă ați văzut când începe rugăciunea Litiei, se spune, Sfinților sunt tot lăudaților apostoli, mari dascăle ai lumii și ierarhi. Deci mari dascăle ai lumii și ierarhi. Deci în același timp și păstori, și povățuitori, și arhierei. Și intră Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur și Grigorie de Dumnezeu Cuvântător. Deci ne-am oprit la prima și cea mai înaltă categorie de sfinți. De aceea sunt atât de mari sfinții de azi. Nu că ar fi un sfânt din calendar mai mic ca ei. Prin importanța lucrării harismatice din biserică. Ce a fost cu acești trei sfinți? Ei au trăit în secolul 3 și 4, ca să știți. Sfântul Vasile a trăit aproape 50 de ani, 49 de ani după Sinaxar și învățătura lui Metafrast. Ioan Gură de Aur, la fel, a murit la o vârstă foarte tânără, nici nu știu dacă a împlinit 50 de ani. Și Sfântul Grigorie, la fel, un om de o modestie incontestabilă și de o cultură inimaginabilă, care nu a făcut altceva să nu fie confundat cu ceilalți doi, trei mari Grigorie. Este Grigorie de Dumnezeu Luminătorul al Armeniei celei mari, care a deschis cerurile și a făcut pe Moise să vorbească evreilor, să înțeleagă legea creștină. Deci el atât de mare a fost Grigorie în lucrare, că la sfârșitul vieții au venit la el ucenicii, povățuitorii și i-au cerut un sfat. Și a zis așa, ce cuvânt de folos ne dai nouă păcătoșilor la ieșirea din viață? Mulțumesc lui Dumnezeu că atunci când am intrat în eparhia mea, aveam 17 credincioși. Dar acum, la plecarea mea din viață, mai las 17 necredincioși. Deci lucrare. Grigorie Papa Romei, sau dialogul, cel care avem liturghia înainte sfințită. Deci el n-a fost catolic, îi se spunea Papa al Romei, pentru că patriarhii pe vremi s-au numit papi. Când s-a rupt biserica, papalitatea cu o altă denumire și cu o altă schimbare a sensului, s-a dus spre catolicism, iar ortodoxii s-au numit patriarhi. E același lucru. Ori spui patriarh, ori papă, este Silvestru Papa Romei, Leon Papa Romei. Deci aceștia sunt episcopii sau patriarhii Ierusalimului de la anul 1 de la Hristos și până la anul 1050, până la ruptura respectivă dintre catolici și ortodoxi sau schisma, 1054. După ce acești ierarhi au apărut în viața bisericii, Ioan Gură de Aur în Constantinopol, Vasile cel Mare în Cezarea Capadociei, și poate ați auzit când se face liturghia pe la București, că chiar românilor le-a revenit acest scaun patriarhal din Asia, care este mai mult un scaun onorific, pentru că acolo există creștinism puțin de acum, acolo sunt popoare păgâne, bisericile sunt la nivel de muzeu, sunt la nivel de ruine, sunt la nivel de existența rămășițelor creștine, dar acest mărit și strălucit scaun al Capadociei aparține scaunului patriarhal românesc prin trei mari mărturii. Una, legătura acestor trei ierarhi cu țările dunărene, cu Balcanii, și chiar legătura Sfântului Ioan Gură de Aur cu Sfântul Ioan Casian și alți sfinți care au avut direct implicare, deci cu acești trei mari erari. Și atunci s-a făcut această prietenie, sau dacă vreți, această încuscrire spirituală între aceste două eparhii creștine. În momentul în care a venit Grigorie
de Nazians să nu fie confundat cu Grigorie de Nisa. V-am spus, mai este cu un Grigorie care trăiesc în aceeași vreme. Acesta la fel a fost un om de mare marcă spirituală, dar el n-a fost un om de organizare exterioară. Trebuie să-i luăm pe rând și să înțelegeți fiecare ce misiune a avut și trecem mai departe. Când s-au născut, deci vă spun clar, Grigorie s-a născut din tată păgân și din mamă creștină și tatăl, cucerindu-se de credința mamei, s-a făcut creștin și a devenit și episcop, tot Grigorie îl chema. Dar în schimb, mama, Nona, a fost o femeie excepțională și se ruga și el era închinător la idol și l-a dus la viața creștină. Ei, acest Grigorie din Nazians a fost un om de profundă trăire teologică, el n-avea treabă cu chestiuni din astea administrative, cu construitul bisericilor sau cu nu știu ce edificii, spre deosebire de Sfântul Vasile, care era un filantrop absolut și avea vasiliadele, spitalele, casele de bătrâni, azilele și astea, n-avea nicio treabă. El era omul de gândire teologică și de înaltă trăire, de aceea și se spune teologul, pentru că a participat și a avut asupra simbolului de credință celebra expresie sau frază din grec, deci de la și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul înainte. Deci este și concepția acestui mare teolog. Deci are și el amestecul la formarea simbolului credinței noastre ortodoxe. Ei, în momentul în care l-au încolțit lichelele, alți episcopi de prin alte eparhii, alți episcopi de prin alte scaune, el a venit în fața lor și aici Părintele Cleopa folosea o celebră expresie, de câte ori povestea viața Sfântului Grigorie, l-am prins odată predicând la Sihăstria, la această sărbătoare, și el nu spunea că Grigorie s-a tulburat și s-a retras. Precum Iona s-a aruncat din corabie în valurile mării și a intrat în pântecele chitului și s-a potolit marea, așa Grigorie s-a aruncat în valurile lumii ca să se potolească omenirea. S-a retras frumos din scaun pe moșia din Nazian, a scris cărți teologice, eseuri teologice, tratate teologice și a dus o viață îmbunătățită, purtând o bogată și frumoasă corespondență cu același mare erar de cultură înaltă, Vasile cel Mare, care era de altă factură. Vasile cel Mare era omul care se ocupa de fiecare lucru în parte. Dinamic, ambițios, în sensul că nu stătea la discuție, deci a luat-o întâi cu cinul monahal. Le-a scris reguli mari și reguli mici. Sfântul Ioan Gură de Aur, când a venit în Constantinopol, a făcut exact același lucru. A venit în Constantinopol și la fel a găsit călugări, creștini, fiecare s-a orientat cum vroia el, făcea ce îi plăcea lui. Le-a pus reguli și le-a spus nu. Se ocupa personal ca toate mănăstirile să aibă o organizare și să meargă după un statut, iar unde găsea dezordine, băga barda și tăia. Și la un moment dat și-a făcut prieteni, colegii din prejur. Și la fel, s-au răzvrătit și s-au împins asupra lui, întâi l-au izgonit din scaun într-un complot politic cu împărăteasa Evdoxia, s-a retras întâi la Cucuze și apoi undeva la Comane și a văzut liniștit de treaba lui, dar a intrat în oarecare profundă disgrație sufletească față de ceea ce se petrecea în biserică și la un moment dat l-a luat un fel de, noi îi spunem deznădejde, asta femeile se prostesc, e dezaxare de asta, cum se cheamă, anxietate, nu era cazul. L-a luat un fel de dezgust și a rostit un cuvânt cel mai înalt din toată teologia. Doamne, cu ce a greșit biserica de a rânduit Hristos să mă aleagă pe mine slujitor? Iată cum prețuia el taina aceasta a harului, a preoției, a arhierii, a lucrării înalte. I se părea că el este nevrednic de această taină, încât i s-au întâmplat atâtea lucruri. Și atunci un oarecare ucenic, Policarp, și mai purtând el dialog cu oarecare sfinț, primește odată o scrisoare și dă în același timp un frumos răspuns care este păstrat în proloage și îl găsim în scrierile noastre bisericești. Până la urmă,
De ce m-aș tulbura? Pe Isaia l-au tăiat cu ferestrău, pe Ștefan l-au omorât cu petre, pe Cutare i-a tăiat capul, pe Cutare l-a jupit. Și a scris o întreagă pleiadă de argumente din acestea, de pătimire, ca o încurajare, cum spunem noi. Până la urmă doar nu mi-a tăiat capul și dacă mi l-a tăiat nu sunt eu primul, știi, folosim termenul acesta. Ei, și a stat liniștit până s-a săvârșit din viață, dar în schimb lucrarea și trăirea lui a făcut ca să rămână trupul său îmbunătățit și cu sfinte moaște, dar în același timp să apară un lucru extraordinar. Împărăteasa care și-a băgat nasul în treaba bisericii să-i tremure mormântul. Deci tot timpul piatra de la mormânt se scutura, parcă era cu tremur. Și s-a dus fiul ei la împăratul de atunci, a cerut îngăduință, a adus moaștele sfântului la mormântul mamesii și când s-a făcut slujbă și a venit vremea dezlegării și a iertării, moaștele au binecuvântat moarte fiind, mormântul împărătesei arherește și s-a oprit scuturarea. Deci ca să vedeți ce lucrare are un sfânt. Nu facem noi sfinți după sprânceană că vrem noi. Hai să-l mai canonizăm și pe ăla că îmbla cu psaltirea sub soare. Hai să-l mai canonizăm pe Cutare că îmbla desculț. Hai să-l canonizăm pe Cutare că postea. Nu, dragă. Sfinții sunt vase alese ale Duhului Sfânt. N-au nevoie de reclamă. N-au nevoie de argumente. Știți, babele acestea ortodoxe confundă sfințenia harismatică cu pietatea. Ce înseamnă pietatea? Dacă a mers o babă și a sughițat la o cruce, gata, e făcătoare de minuni. Oare sunt cruci nefăcătoare de minuni? Crucea, sceptru împăraților celor binecredincioși, crucea, cheia tainilor, crucea, pomul vieții, crucea, armă împotriva diavolului. Care ar fi, care cruce ar fi valabilă și care n-ar fi valabilă? Deci cine o cinstește cu credință sunt cele două lucruri. Noi spunem bucură-te lemn, fericit, pentru că s-a răstignit și s-a spălat cu sângele lui Hristos și a prins de viață putere. Și îi spunem bucură-te sfântă cruce, ca și cum o personificăm și îi dăm viață, păzitoarea creștinilor. Și așa este corect, și așa este corect. Că cineva a întrebat odată, dar ce părinte, crucea se bucură? Da, dacă stă la gâtul unui arhiereu, o sărută lumea, dacă stă la gâtul unui prost miroasa țuică în creșmă. Sigur că se bucură. Depinde unde e pusă. Dacă e pusă la capul unui sfânt, va face miracole. Dacă e pusă la capul unui dobitoc, va fi profanată sau mormântul scurmat de vaci cu carnele. De ce am spus lucrul acesta? Ca să înțelegeți că pietatea n-are treabă cu sfințenia. E una și alta paralelă. A mers nu știu care babă și i-a tremurat ei pălăria lângă nu știu care icoană. Gata, am descoperit o icoană făcătoare de minuni. Harisma icoanelor făcătoare de minuni este istorică, în primul rând, este duhovnicească, în al doilea rând, legată de un eveniment. Și am să vă dau două pilde diferite, istorică. Să luăm de pildă portărița care când a venit iconoclasmul a pus o văduvă pe apă și s-a dus cu val de foc pe mare la Sfântul Munte singură, fără să se deterioreze, fără să distrugă, fără să arunce sau să se cojească, să se descompună. Iar când turcii au năvălit în Constantinopol și împărații au scos icoana bunei vestiri și au cântat acatistul pe ziduri, s-a strânit furtuna mare și a necat corăbile. Deci aia se cheamă icoana imnului acatist. Sau icoane, cum este Sfânta Ana de la Bistrița, Maica Domnului de la Mănăstirea Neamțu, sau câte icoane sunt în țară, făcătoare de minuni. Dar noi de ce le spunem făcătoare de minuni? În primul rând, pentru vechimea lor spirituală și istorică, și în al doilea rând, pentru vechimea lor duhovnicească. Deci nu dacă credeți voi că dacă umplem o icoană cu nestemate și cum s-a inventat acum, a ajuns omul, are două calități.
să fie și credincios, dar să fie și prostuț. Crede că dacă rama la icoană e de aur, rugăciunea e primită altfel. Crede că dacă a pus numai nestemate pe icoană, icoana aia va lucra altfel. Crede că dacă i-a pus filigrame și a suflat-o și așa. Nu! Asta este pentru estetica ochiului și pentru preamărirea frumuseții casei lui Dumnezeu. Fericiți cei ce iubesc podoaba casei tale. Dar adevărata facere de minuni dintr-o icoană este simplitatea și harul icoanei prin rugăciunea ta. Și nu vă spun cu un autocar cu ani de zile în urmă, deci după ce a dat fiecare pomelnic la altar și au făcut ei, eu am văzut o băbuță așa mai simpatică, mai drăgălașă la chip. Și am zis, zic, bunică, mă, ta stai un pic. Zic, cum te spovedești de când mergi la biserică? Pentru că ești prea interesant așa ca formă a existență. E, părinte, zice, umblu la Sihăstria din anul 1965. Și zice, să vă arăt ce am, părinte. Și îmi scoate un șervăt curat dintr-o geantă, țăsut popular, îl desface și ce era acolo? O iconiță cu sărutarea dulce a Maicii Domnului, care este la mănăstirea Sihăstria, înrămată de bătrânul Nicodim Costache, care era ferarul mănăstirii și făcea pe vremea aia niște tinichele, așa, și punea iconița cu sticlă. Și a spus, părinte, zice, am ani de zile de când mă rog la iconița asta, mi-a dat un preot de acolo, i-a și spus numele, dar n-am fost atent. Și zice, când am o supărare, varsă-mi ieri din ea, și când am o bucurie, zice, nu mai varsă, și eu știu când încep necazurile. Și am zis, dar să-ți dau eu una frumoasă și să-mi o dai. Hai, părinte, nu-mi plac cu prostia asta, nu se dă. Zice, asta vreau să o las din generație în generație la copiii mei, cam 11 și toți sunt credincioși și buni la casa lor. Păi zic, și dar cum ai reușit așa să rămâi credincioasă? Părinte, când te luminează Dumnezeu, n-ai nevoie de explicații. Deci, sfat de la o babă de 60 de ani. Ei, vă spun eu că atunci când ea va muri, Dumnezeu, chiar dacă trupul ei ajunge într-un cimitir îngropat de un preot mirean și se pune o cruce la cap și crește iarba și uită neamurile și rudele, nu uită Dumnezeu în împărăția Dumnezeu. Și știi ce sunt aceștia? Mărturisitori. Deci sunt oamenii care au stat în societate ca mărturie că dreapta credință este adevărată și existentă și este reală și lucrătoare. Același lucru l-a demonstrat Sfântul Vasile cel Mare. Că la el am rămas, de Grigore am vorbit, de Ioan am vorbit. Sfântul Vasile cel Mare a ordonat eparhia lui în felul următor. La călugări le-a pus reguli mici și reguli mari, bazându-se pe rânduielile vieții monahale lăsate de îngeri, la Sfântul Pahomie, care era cu obștile, și mai puțin cu viața chinovitică a lui Antonie, secolul III. Sfântul Antonie cel Mare e cel care a avut viața scrisă parcă de Sfântul Atanasie. În momentul în care a terminat cu mănăstirile, a pus ordine în biserici, pentru că arienii ocupase o groază de biserici și Sfântul n-a stat să facă comisii și explicații și sinod nu știu de care. S-a dus la ușa bisericii, a pecetuit-o și a zis așa, rugați-vă, dacă se deschide ea voastră, ne rugăm noi, dacă se deschide ea noastră, dacă nu se deschide, tot voi să o luați. A luat crucea, cum face episcopul la Sfințire, a izbit de trei ori și a spus, deschideți-vă porți veșnice să intre împăratul slavei. Un vuiet a sărit și lacăt și pecet și tot, s-a deschis ușa și credincioșii au intrat cântând Sfinte Dumnezeule. Nu explicând cum să fac cununiile mixte, dialogul mixt și poveștile nemuritoare. Cine îl caută pe Dumnezeu, îl găsește și cine nu vrea, nu îl găsește. Cine ajunge la capul drumului? Apostolul Pavel, aleargă după legile jocului, iar cine nu se luptă după legile jocului, nu se încununează. Așa spun corintenii, n-am spus-o eu. Epistola către corinteni. Alt lucru, a venit împăratul cu aere și cu impresii. Să-mi dai bani pentru oaste, banul bisericii nu pot să-l dau la oaste. Când mă întorc, o să stăm de vorbă. A intrat cu creștini în biserică, a făcut rugăciune, a ieșit Sfântul Mercurie din icoană, a plecat pe câmpul de luptă unde era împăratul, a săgetat, s-a întors înapoi cu sulița plină de sânge în icoană și a stat cu minte. Poftim, icoană, făcătoare de minuni.
Nu vede o babă lacrimă sau o picătură de mir și imediat ziarele, lumea credinței, formulas, emisiuni televizate, spai dragă, dar ai impresia că Duhul Sfânt se lasă prins în pelicula cinematografică. Duhul Sfânt e o energie dumnezească care stă în om. Te duci la doctor și faci o incizie și scoate moartea din ficat sau din rinic sau din stomac. Te duci la preot, îți spune epitrafirul în cap și îți scoate păcatul din cap, din creier, din măsări, din buze și din toate ale trupului. Te duci cum erau pe vremuri doctorii tămăduitorii și vracii creștini și îți dădeau un ceai sau un leac sau te binecuvânta un bătrân în pustie sau ce îți făcea, spunea mâna pe tine, cum spune acolo, pe oameni puneți mâinile și bine va fi lor și scotea rău din tine și cu asta basta. În numele lui Iisus Hristos îți poruncesc, drace, să pleci. Facem noi astăzi de talismane, cu bobițe de tămâie, cu ață roșie, cu iconițe, cu usturoi, cu trei picături de aghiazmă, cu 12 fărmături de anafără, cu trei lumânări tăiate între pe piatră la ora 12. Dacă s-ar teme dracul de circotecele astea, n-ar mai fi dragi și i-am găsit toți morți. Dracii aleargă ca lei și caută pe cine să înghită. Creștinii aleargă spre ei și îi îmbrățișează. În momentul în care te-ai spovedit și te-ai împărtășit și te-ai legat de viața duhovnicească, ești ca un vapor ancorat în port. Indiferent cât de mari sunt valurile, vaporul nu se răstoarnă. Și să mai știți și secretul ăsta marinăresc. Pe vapor nu furtuna îl răstoarnă, cârmaciul care îl conduce. Dacă ați aflat sau n-ați știut vreodată, când e furtună pe mare, am unul că zbărci de astea moderne cu motor și au GPS-uri și știe când vine furtuna și duce și ancorează. Dar mare a fost cândva cu corăbii, cum era pe vremea Mântuitorului, când s-a tulburat Galileea. Marinarul trage velele, pânzele jos și lasă corabia în voia valului, în inerție. Și ce face corabia? Ea merge după val. Și de aia e și vorba populară. Nu te pune împotriva valului. Pleacă capul să treacă valul. Așa face corabia. O lasă în voia valului și valul o ridică și o coboară, o ridică și o coboară și rămâne în picioare. Când a pus cărmaciu mâna pe cârmă și dacă nu este cu experiență, Sfântul Dorotei, la Filocalea 4. Cărmaciu nesăbuit dărâmă corabia, iar împăratul nesăbuit dărâmă împărăția. Scurt. Ei, Sfântul Vasile a ținut cont de acest lucru. Și ce credeți că a făcut? Și-a organizat spitale de bătrâni, de aici și termenul de spital. Nu aparține romanilor, elinilor, toate filozofiile lor, nu știau. Creștinii au făcut pentru prima dată spitale și doctori. Doctori fără de argint. Cosma, Damian, Chir, Ioan, Pantelimon, Ermolae, etc. și câți mai vreți. Chir din Asia și Cutare. A făcut filantropie după legea apostolilor, când erau cei 7 diaconi și hrăneau săraci și necăjiții și aveau grijă de bătrâni, dar v-am spus, nu de paraziți și de golani din canale care nu știu să facă o cruce, nu știu crezul Tatăl nostru și Psalmul 50 și îi strâng la Vasiliadă. Nu, o educi la abator. Societatea își îngrijește creștinii pe care i-a botezat biserica și creștinii practicanți pe care îi are în lucrare. La păgâni îi dai pâine. Dar spune Sfântul Ioan Gură de Aur, cu el la masă să nu stai, bună ziua, să nu-i dai. De ce? Proverbul popular, mărul străcat strică toată lada. Deci așa e și în creștinism. Deci nu poți să faci milostenii în numele lui Iisus Hristos, cum spune Evanghelia de duminică peste câteva duminici. Că am fost gol și mi-ați dat să mănânc, bolnav și m-ați cercetat, însetat și m-ați adăpat. Nu! Și spune, întrucât ați făcut celor mai mici, mie mi-ați făcut. Este adevărat că pe cine pe sărac ajută, pe Dumnezeu împrumută. Dar n-ai să-L vezi pe Iisus în chip de vagabond, în chip de drogat, în chip de fumător, în chip de bețivan și de desfrânat. Nu! Săracul este omul modest, cinstit și ca să vedeți că și săracii, foarte interesant, fericiți cei săraci, că aceea a lor e împărăția cerul sau cum spune acolo. Ei, părintele Cleopa, când trăia, avea o istorioară cu văduva Anastasia. Auzândea de un hram de asta, cum se sfințește biserica cu episcop, cu preoți, avea furcă de tors, a tors caierul, l-a pus undeva sub un hat, a lăsat acolo ghemele,
Și era cu secerea la brâu. Și a văzut doi boi încărcați cu daruri acolo la sfințire, stăteau în soare și nu mai puteau. A luat pe stelca șorțul de dinainte, a strâns de pe un hat un braț de iarbă la un bou, un braț de iarbă la un bou, mi-a dus câte o căldare de apă și s-a dus și a stat cu minte în banca aia acolo și a ascultat slujba. Pe vremea aia nu spunea stație de amplificare. Se slujea de undeva de sus, sau de tot poporul. Când a venit vremea și respectiv împărat Iustinian sau în vremea cărui împărat era, a trebuit să ia de pe piatra de citire, cum vedeți pisania în spate la ușă, acolo era scris cu lite de aur, făcutu-s această biserică în numele Sfintei Treim de ctitorul cu tare, împăratul cu tare, boierul cu tare, dregătorul cu tare. Ce credeți că era scris acolo de Dumnezeu? Această biserică s-a făcut cu toată cheltuiala, văduvei Anastasia Toader Frunză. Ăștia au înlemnit, au dat să pună cârpa la loc și împăratul a spus, nu, dă să văd ce scrie acolo. Când a văzut ce scrie, păi ce că căutați femeia asta, că trebuie să fie tare mare la Dumnezeu. A găsit-o în final, pe nu intrăm în detaliu, a găsit-o pe băbuță, a dus-o la picioarele împăratului, cum e firesc în fața împăratului, trebuie să te pleci să pui inelul și pecetea de pe mână, deci sigiliu împărătesc. Nu, împăratul a făcut invers. A pus coroana pe tron, a pus baba pe tron lângă coroană și a spus, ea-i mai mare decât mine. Ăștia sunt săracii care vrea biserica să-i ajute. Băgați bine de seamă. Ologii, șchiopii, ciungii, paralizații, demonizații, schizofrenie, oligofrenie, da, ăștia merită să te sacrifici pentru ei. Vin și babele și mă întreabă, păi, aș face un praznic frumos. Da, dragă, Socola, împărații Constantin și Elena, grajduri și poate n-ai unde te duce dacă vrei să faci milă la săraci. Deci nu faci praznic și chem jumătate de cartier de babe aranjate și fardate cu ultimele spray-uri și parfumuri și a, dragă, friptura n-a fost bună, băutura n-avea gust, prăjitura era prea nu știu cum. Dragă, duci și mănânc acasă ce-ți place și lasă fițele. Pe lângă aceste vasiliade a pus și Sfântul Vasile cel Mare și-a alcătuit și dumnezeiasca liturghie care se face de vreo 10-12 ori pe an. În ajunul Sfântului Vasile, în ajunul Crăciunului, în ziua de Sfântul Vasile, în duminicile postului mare, în ajunul Crăciunului. De ce? Sunt niște liturghii cu niște rugăciuni impresionante, pentru că el a fost un profund comunicator cu Dumnezeu. Deci Sfântul Vasile vorbea cu Dumnezeu cum vorbim noi. Asta era marea lui harismă. Se deosebea de Grigore de Nazianz, care era un profund trăitor și scria niște ode. Citiți niște scrieri de-a lui Sfântul Grigore, teologul, să vedeți ce dogmatică. Îți prinzi neuronii unul altul și îi faci cum ai face bluză cu Andreaua. Ei, Sfântul Vasile comunica cu Dumnezeu și a avut atâta putere că la un moment dat, ce mi se pare mie mai semnificativ, o femeie cu o căruță de păcate tot venea la el și spunea că vrea să spovedească și Sfântul Vasile îi spune, du-te în pustie, caută-l pe Efrem sau nu știu la ce sfânt o trimite. Bă, la când ne ajunge, spune așa, la mine vii, du-te la Sfântul Vasile. Când a ajuns la Sfântul Vasile, el tocmai era mort și ducea cortegiul la groapă, ducea episcopul să-l depună la locul de odihnă veșnică. Și ea spune, da bine, m-ai mințit, Sfinte, dar chiar așa și ăștia mirați, dă să văd ce scrie. Când s-a uitat pe zapis, era alb, nu era niciun păcat. Deci și morți, sfinții sunt vii. Nu există sfinți morți. Noi nu spunem despre sfinți că au murit. Am ascultat odată o predică la adormirea Maicii Domnului și cineva spunea difuncta stătea pe catafal. Maica Domnului nu-i difunctă, e Maica Vieții mai presus de viață, pentru că mutată la viață fiind Maica Vieții. Ei, Sfânta Parascheva n-a murit, s-a mutat la cereștile locașuri, căci în casa tatălui meu multe locașuri sunt. Și toți sfinții s-au mutat la Dumnezeu. Chimic, luați o bucată de carne și puneți-o într-un părău 200 de ani și scoateți-o după 200 de ani să vedeți cum arată. Mergeți la Sfântul Dimitrie Basarabov în București, într-un râu, la lom, între doi bolovani, fără sicriu, fără pamblicuțe, fără danteluțe, fără colivioară, fără ciur, fără colăcei, fără colive, îl găsește și ne închinăm noi astăzi la el, ocrotitorul Bucureștilor. Deci ăștia sunt sfinții. Și după erari și mărturisitori vin mucenicii.
Ăștia sunt cei care și-au dat viața pentru Hristos. Ăștia sunt toți, sunt anormali. Deci în concepția modernă sunt fanatici, sunt absurzi, sunt rigizi, nu au relaxare psihică și gândire matură, tot ce vreți despre ei. Au murit ca niște câini, pur și simplu. Dar trebuie să țineți cont un lucru. Biserica lui Hristos nu este o biserică a mutilaților, a sfinților fără ochi, fără cap, fără picioare. Este o biserică despre care a spus Hristos: cine tai un mădular care îl smintește, intră viu în împărăția lui Dumnezeu. Și cine nu se rușinează de mine, neamul acesta curvar și păcătos, nici eu nu mă voi rușina de el în fața Tatălui când va fi în slava Tatălui cu sfinții îngeri. Da. Și la apostoli le-a spus Mântuitorul primul: bucurați-vă că numele voastre s-a scris în cartea vieții. Veți judeca cele 12 seminții când va veni fiul omului stând pe 12 scaune de judecată. Iată ce le-a spus apostolilor. Și iarăși în contextul evanghelic, la Marcu și Matei, sfinții vor judeca lumea. Deci ei sunt și prietenii noștri, dar și avocații noștri. Îi vai de capul nostru să ajungem să ne judece sfinții. E târziu deja. Mai bine să avem mijlocitori la judecată. Și pentru că eu am un contract mai apropiat cu Sfântul Gheorghe, vă spun o pildă și la un mucenic, că de erari mărturisitor și de toți am vorbit și cu asta închei. Un călugăr puturos într-o mănăstire, care era neglijent la cele călugărești, avea mari evlave la Sfântul Gheorghe. Și a venit vremea să săvârșească. Ghemul s-a terminat. A venit tăierea ației și sufletul la cer. La ieșirea din viață, automat, lângă suflet a apărut Sfântul Gheorghe. Și el a zis: vai, Sfinte Gheorghe, și te rog, ajută-mă, nu depinde numai de mine, fiule, dar hai să încercăm să îndrăznim la frate suflete, dar hai să încercăm să îndrăznim la Dumnezeu. Și au trecut din vamă în vamă, din cer în cer, și au ajuns la cerul de foc. Când se deschidă ușa să treacă mai sus, îngerul care era acolo vestitor, o citiți în Mărturia Tonitei, foarte frumoasă, eu am descoperit-o cu ani în urmă, mi se pare că culeasă din biblioteca Prodromului. Și îi spune îngerul: tu treci, el nu. Eu garantez pentru el, pleacă cu mine mai departe. I-au dat drumul. La cerul al doilea, când se ajungă spre, de acum spre lumina cea veșnică, spre slava al Dumnezeu, îngerul îi spune: tu treci, el nu. Că sufletul nu strălucea, nu erau virtuți, nu erau fapte. Și îi spune Sfântul Gheorghe: e cu mine, eu garantez pentru el. Ajunge și la ușa lui Dumnezeu. Când ajunge la ușa lui Dumnezeu, se aude un glas: tu intri, el să aștepte afară. Doamne, zice, eu garantez pentru el. Intră și el să aștepte afară. Sfântul Gheorghe a intrat și a spus: e un suflet pentru care eu mijlocesc și vreau să-l iert. Și Mântuitorul îi spune cu glas de tunet: o, Gheorghe, te iubesc, dar nu pot să calc Evanghelia, nimic necurat nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Și Sfântul Gheorghe lea pe Dumnezeu, le-a negociat cum făcuse Avram la mamvri. Da, dacă-s 10 drepți, da, dacă-s 20, da, dacă-s 30, da, dacă-s 5. Și Sfântul Gheorghe îi spune: păi pentru rugăciunile ierarhilor, a mărturisitorilor, a apostolilor, a sfinților, a tuturor sfinților, a maicii tale. Și în final, pentru că sfinții nu pot fi mai generoși ca Dumnezeu, deci ei sunt la fel ca Dumnezeu, fiindcă sunt lumină din lumină, deci ei sunt fii după hara luminii dumnezeiești, nu după ființă. După ființă e Dumnezeu singur în ființă. Și intră Sfântul Gheorghe la ceea ce vă spuneam eu că se cheamă pietate, cum faceți voi, babile, dacă v-a curs două lacrimi când ați citit Paraclisul, vă și credeți sfinte. Și a zis: Doamne, dar pentru rugăciunile Maicii tale nu ai putea ierta. Nu pot, Gheorghe. Nu sunt fapte. Și a spus: Doamne, dar măcar pentru dragostea cu care mi-am vărsat eu sângele. Nu pot, Gheorghe, zice. Îl iert, du-l în viață pe pământ să se pocăiască, dar necurată împărăția lui Dumnezeu nu intră. Ăștia sunt sfinții.
Ne rugăm lor, citim acatiste, citim paraclise, vrem servici, masă, casă, copii, avere, depozite bancare, datorii, partaje, procese, cununii, dezlegări de cununii. Sfinții ne ajută, dar ne ajută spre osânda noastră, pentru că ne vor cere socoteală. Tu când m-ai strigat și m-ai chemat, te-am auzit, tu ce ai făcut? Și de aici începe judecata. Să ne împăcăm cu sfinții și cu împăratul lor Hristos, prin biserică și prin tainele ei, până nu va fi prea târziu să auzim nefericitul text, nu vă cunosc pe voi. Acești sfinți erari au fost oameni adevărați ai bisericii care au împlinit acest cuvânt. Mare se va chema cel ce va învăța și va face. Amin.